Deținătoarea unei fabrici de îmbuteliere apă plată și carbogazificată în Mehedinți, Niculina Stoican s-a gândit că este foarte important să vină în ajutorul semenilor, așa că a decis să doneze apă Spitalului Județean din Severin. În primul rând, sunt sufletește alături de toată lumea și sunt în aceeași situație ca noi toți ceilalți. Încerc să stau acasă atât cât se poate și încerc în același timp să și muncesc atât cât se poate ca să fiu de folos. Pot fi de folos dăruind apă cadrelor medicale din Mehedinți acum, la ceasul acesta, gândindu-mă să extind un picuț toată povestea asta, poate în Oltenia. Un gest de solidaritate face și unul dintre primii patroni din România. În 1990, Iulian Pătrașcu înscria la Registrul Comerțului prima societate cu capital privat de la noi, un restaurant. Astăzi, Iulian Pătrașcu are o fabrică de procesare preparate din carne și și-a oferit disponibilitatea să ajute. Începând de la spitale, cu bani și tot ce este nevoie, pe lângă toți ceilalți nevoiași care nu pot să se deplaseze, care au probleme cu banii, cu viața, pe toți doresc să-i ajut. Și doi taximetriști din Turnul Severin s-au oferit să dea ajutor. Ei vor să-i ducă gratis la serviciu pe medicii care vin la spital și care în aceste zile sunt în prima linie a bătăliei cu noul coronavirus.